Bună seara, bună seara! Și bine ați venit la Gala Green Woman, ediția a treia. Mă bucur foarte mult să fim în această seară aici, la un eveniment organizat de Inițiativa Ecologistă Europeană și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Mă bucur foarte mult să ne întâlnim față în față, pentru că ediția de anul trecut s-a desfășurat online și aproape am putea spune că n-am simțit-o. A trecut așa, efectiv, pe lângă noi. Doamnele premiate au trimis filmulețele, domnii care au susținut Laudatio au trimis și ei filmulețele și noi ne-am uitat cu toții pe laptop sau pe telefon. Deci, efectiv, nu am simțit cum a trecut anul 2020. Poate că tot anul n-am simțit cum a trecut. Iată-ne față în față. Nu înseamnă că e un an mai ușor pentru noi, dar e un an în care am mai făcut câțiva pași, așa cum i-am făcut. De ce 12 doamne vor fi premiate în această seară? Am primit foarte multe întrebări în legătură cu acest număr. Am ales numărul 12 pentru că sunt lunile anului, sunt numerele de pe cadranul ceasului, sunt, dacă vreți, cei 12 apostoli, care pot să fie niște femei adevărate, sunt 12 zodii, dacă doriți dumneavoastră, și atunci 12 doamne, Green Woman, reprezintă cele 12 doamne care în acest an, și nu doar în acest an, au arătat că nu se lasă copleșite de greutăți, au arătat că se ajută semenii, au arătat că știu să fie alături de cei aflați la nevoie, au arătat că sunt luptătoare, au arătat că întotdeauna găsesc soluții acolo unde alții văd probleme, au arătat că întotdeauna știu să facă echipă cu cei din jur ca să ajungă la victorie și au arătat că sunt vizionare. Dacă vreți, trăsătura definitorie a Green Woman înseamnă exact a fi vizionară. Deci 12 doamne în această seară sunt Green Woman. Mă bucur foarte mult că am avut o asociație care a coordonat juriul de doamne, cele 50 de doamne care formează juriul de 3 ani deja. Este vorba despre Asociația Doamnele Crucii și ele au purtat discuții, au purtat negocieri în așa fel încât în final să ajungem la 12 doamne care anul acesta sunt Green Woman. Dați-mi voie să o invit alături de mine pe Mihaela Gioga, este președinta Asociației Doamnele Crucii și îi mulțumesc frumos că împreună cu doamnele din asociația ei au fost de acord să ne întâlnim, să discutăm. Mihaela Gioga, te rog frumos să vii lângă mine, să negociem. Au fost unele discuții, să știți, mai aprinse. Pot să vă spun, dacă îmi dă voie, Mihaela. Bună seara, Mihaela. Bună seara, bună seara. Au fost unele discuții mai aprinse, dacă vreți, pe o zonă pe care abia acum începem să o cunoaștem. Este vorba despre Instagram, online, blogărițe și așa mai departe. Și atunci, împreună cu Mihaela, am zis în felul următor, decizia se ia la fel ca la jurații americani. Dacă nu sunteți toate cele 50 de doamne de acord, le trecem deoparte, rămânem doar cu cele 12 doamne cu care sunteți toate de acord. Așa a fost? Așa a fost. O să dăm puțin din casă. Au fost ceva discuții pentru că am avut peste 100 și puțin de doamne, care mai de care cu alese calități. Nu a fost un concurs de frumusețe, dar doamnele sunt și foarte frumoase. Sunt luptătoare, sunt învingătoare, au fost criteriile care le-au definit. Vă las că știu că sunteți nerăbdători și cele mai puternice doamne fie să câștige. Mulțumim frumos, Mihaela Gioga, mulțumim din suflet, haideți să o aplaudăm. Am aici 12 plicuri. Începem. Anca e asistenta mea în seara asta și nu doar în seara asta, e un om extraordinar. Suntem pregătiți, da? Domniile voastre, ce visau când eram mici? Următoarea Green Woman se vedea cea care va salva cât mai multe vieți cu putință. Ce credeți? Vis împlinit. Este managerul celui mai solicitat serviciu din România.
și spune că succes egal cu să mergi într-un bazar și să te oprească o femeie care să-ți mulțumească pentru că ai salvat-o cândva. Alice Grasu! Haideți să aplaudăm pe doamna doctor Alice Grasu. Laudatio va fi susținut de cantautorul Andrei Păunescu. E aici lângă mine. Andrei, te rog frumos să spui tu două vorbe. Eu pot să vă spun că nu e întâmplător că începe festivitatea cu domeniul sănătății, pentru că exact asta ne lipsește sau exact asta este cel mai important lucru în ultima perioadă. Iar doamna Alice Grasu se face vinovată de faptul că unii dintre noi, poate chiar mulți, sunt sănătoși și sunt aici. Așa. Să rămână și vă oferim, în afară de premiul pe care îl veți primi aici și din partea, în plus din partea familiei Păunescu și a Cenacului Flacra, o cărticică de Adrian Păunescu. Mulțumesc! Este o mare onoare și o nemaipomenită surpriză invitația din această seară și nominalizarea dintre atâtea doamne celebre, nominalizarea mea. Vă mulțumesc și sper că în continuare să fiu la fel de implicată și să nu dezamăgesc niciodată pe nimeni. Vă mulțumesc! Noi vă mulțumim din suflet. Să știți că atunci când am sunat-o pe doamna doctor, întâi m-a întrebat, da, doamna Șandru, cu ce vă ajut? Și am zis, nu, de data aceasta eu vreau să vă ofer ceva. Probabil că a fost pentru prima oară când cineva în anul acesta vă oferea ceva, nu vă cerea. Da, a fost un an greu în care oamenii nu mă sună să mă întrebe ce fac, din păcate. Majoritatea oamenilor care sună să ceară ajutor și întotdeauna de asta și întreb, cu ce vă ajut? Vă mulțumim frumos. Aveți aici și un tablou pictat de Mariana. Vin cu dumneavoastră spre masă. Mă ajută cineva? Un tablou pictat. Avem cărți, avem cadouri din partea sponsorilor. Puteți să le duceți? Da. Mulțumim frumos. Încă o dată să aplaudăm pe doamna doctor Alice Grasu și să-i mulțumim din suflet pentru tot ceea ce face pentru noi. Mergem mai departe. Ia să vedem. Următoarea nominalizată. Ne amintim sau cunoaștem, grație redifuzărilor recente, filmele din perioada comunistă, având ca personaj inginerul agronom care reușește să provoace mici revoluții de eficiență într-o comunitate cu puține lumini și destule umbre. Cam asta a încercat și continuă să încerce următoarea noastră laureată, inginer agronom. În activitatea politică a fost una dintre foarte puținele președinte de partid parlamentar din România și în cea profesională pe care și-o dedică domeniilor de suflet, agricultura și turismul. Simona Mann! Simona Mann, haideți să o aplaudăm! Bună seara, Simona! Mulțumim frumos că ai răspuns în momentul în care doamnele te-au ales. Laudatio îl va susține fostul judecător și director în Ministerul Justiției, dacă nu mă șel, îți dau eu microfonul, Ovidiu Puțura, așa. Ovidiu, îți dau voie să-i înmânezi Simonei, dacă vrei, și îți dau și microfonul. Bună seara! Au fost două surprize în seara asta. Una, că am bucuria să ofer unei doamne un cadou, un premiu chiar, și este surpriza pentru mine. Și sigur, surpriza că am regăsit-o pe Simona în această nominalizare, cu acest premiu, un premiu pe care eu îl consider meritat, pentru că Simona nu este doar un simplu inginer agronom, ea este un om care a lucrat și în domeniul turismului, este un om care susține ecologia și pentru toate acestea merită acest premiu. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Simona! Bună seara și vă mărturisesc că sunt foarte emoționată. Chiar m-a surprins acest premiu. Sigur că sunt foarte apropiată de tot ceea ce înseamnă parte de ecologie, de mediu și nu este un secret pentru nimeni care se află astăseară aici de agricultură și de turism.
sunt domeniile mele de activitate, sunt poate cele mai frumoase domenii de activitate, industria albă, cum mi se mai spune, turismului, cred că este industria care ar putea să scoată România dintr-un impas, dacă ne-am uitat cu atenție, către această ramură. Agricultura poate este mult mai creditată în acest moment și au fost finanțări bogate, ca să spun așa, cu ghilimele de rigoare, dar turismul încă suferă. Și poate ne aude cineva astă seară și poate venim în întâmpinarea acestei mari necesități pe care o are România din punct de vedere turistic. Sunt foarte mândră și mulțumesc Lavinia pentru acest premiu. Mulțumesc că pot să primesc acest premiu alături de o doamnă atât de deosebită ca și Alice Grasu, care este de servici 24 din 24 și cred că în ultimii 2 ani nu știu când a reușit să se odihnească. Pentru că de câte ori are cineva o problemă, e telefonul de urgență. Doamnă, încă o dată vă mulțumesc în numele tuturor pentru tot ceea ce faceți în fiecare zi, în fiecare clipă. Felicitări! Și aș vrea să nu ignor faptul că mai am o prietenă aici, în sală, o doamnă deosebită, o luptătoare, o învingătoare și, pe lângă asta, un om foarte credincios, un om pe care l-am văzut luptând pentru tot ceea ce a însemnat Biserica Ortodoxă Română, pentru Catedrala Neamului, și vreau să o felicităm și să o aplaudăm. Gabriela Firea. Mulțumesc, mă simt onorată. Și eu îți mulțumesc mult de tot, Simona, mulțumim frumos. Și acum, haideți să mergem la următoarea nominalizare. Plicurile s-au deschis, să vedem următoarea nominalizare. Următoarei laureate din această seară îi se datorează o premieră importantă în istoria noastră politică, fiind prima femeie primar a Bucureștilor. Spitalele Gomoiu și Foișor, Fabrica de Glucoză, Piața Sudului, Pasajul Nicolae Grigorescu, Podul Ciurel, Arcul de Triumf sau Observatorul Astronomic, 830 de noi mijloace de transport în comun, precum și 20 de clădiri reabilitate seismic, sunt doar câteva dintre investițiile finalizate de Gabriela Firea în mandatul său de primar general. Acum este și singura femeie din Guvernul României, unde conduce nou creatul Minister al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Promovarea femeilor în funcții de responsabilitate a fost o constantă a tuturor mandatelor sale politice, iar susținerea politicilor publice destinate femeilor și familiei, o prioritate asumată cu curaj a acțiunii sale politice. Din toate aceste motive și din multe altele, Gabriela Firea a fost o opțiune naturală pentru titlul de Green Woman 2021. Haideți să o aplaudăm pe Gabriela Firea, pe doamna ministru Gabriela Firea. Îi mulțumim din suflet că e în această seară aici. Și dacă îmi dați voie, doamna ministru, putem să ne dăm jos masca, avem voie când... Îl invit pe actorul Lucian Ghimiș să facă laudatio. Mulțumesc! Bună seara, doamnelor, domnilor! Când mi s-a spus că va trebui să fac acest laudatio, m-am gândit că trebuie să scriu o carte. Cam așa ar trebui, având în vedere cariera doamnei Gabriela Firea și omul pe care eu am avut onoarea și bucuria să-l cunosc. Mi s-a spus că e prea mult și că o să petrecem Crăciunul împreună. M-am potolit. Am scris 2 pagini. Și așa mi-am dat seama că e prea mult. Am să spun doar atât. Doamna primar, că pentru mine așa rămâneți, sunteți un om de echipă, sunteți un om care construiește, sunteți un om necesar societății în care trăim. Vă iubesc. Atât. Și acum, doamna ministru, doamna primar general, doamna președinte, vă rog frumos. După ce au diploma. Diploma, aici avem și
un tablou pictat de artista Mariana Pakis. Florile, că știu că le iubiți. Da. Bună seara, mulțumesc din suflet. Chiar dacă se poate intui, să spunem că după ani de zile de emisiuni live dispar emoțiile în public, să știți că nu este așa. Dimpotrivă, ai din ce în ce mai multe emoții și în special atunci când te întâlnești în direct, față în față, cu persoanele, mai ales cu cele foarte dragi, cu cele pe care le iubești, le stimezi, cu cele pe care din cauza acestor vremuri foarte grele, și s-a vorbit aici despre minunile deja făcute de către doamna Alice Grasu, în vremuri pandemice, nu reușești să le mai vezi, să le mai strângi în brațe, să le mai întâlnești, ci doar să afli vești de pe Facebook sau din presă, de la televizor. Le mulțumesc doamnelor care m-au votat și domnilor care sunt în această seară alături de noi și ne lasă să fim în majoritate. Să știți că, deși sunt singura doamnă din actualul guvern, mă străduiesc să nu vă dezamăgesc și să vă reprezint cu cinste și ori de câte ori sunt subiecte care se referă la viața noastră și nu doar a noastră, pentru că noi nu suntem complete fără domni, iau cuvântul, vin cu propuneri, cu soluții, cu tot ceea ce este necesar pentru ca anumite proiecte să capete forma cea mai bună, cea mai favorabilă. Nu vreau să vorbesc despre mine, am venit onorată la acest eveniment, am fugit de la ședința unde discutam bugetul de stat pe anul viitor și le-am spus că jumătate de oră trebuie să fac o pauză să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Vreau să vă spun doar atât, că pe acolo pe unde trecem, dacă lăsăm ceva durabil, indiferent de foșnetul care se strânește la un moment dat în societate, ca să mă exprim eufemistic, acele lucruri vor dăinui. Și dacă voi reuși să las în urma mea de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse măcar un obiectiv de importanță a Spitalului de Copii Victor Gomoiu sau Spitalului Foișor, ori înnoirea flotei STB pentru a avea un aer mai curat, mai bun, mai prietenos, exact cum vorbea doamna Alice Mann, voi considera că misiunea mea a fost una îndeplinită. De fapt, acesta este rostul nostru și sunt convinsă că toate premiatele și premiantele din această seară, precum și doamnele din juriu, precum și cei care sunteți alături de noi, vă trăiți viața după aceleași principii. Singuri putem să facem lucruri mari, importante, dar împreună suntem cu adevărat învingători pentru cei care așteaptă de la noi să învingem. Vă mulțumesc foarte mult! Doamne ajută! Crăciun fericit! Mulțumim din suflet! Trebuie să spun un lucru despre Gabriela Firea. Întotdeauna s-a spus că, în ciuda legendelor potrivit cărora femeile nu susțin femei, Gabriela Firea întotdeauna a susținut femeile și vreau să-i mulțumesc în numele tuturor femeilor și din această sală și din București și din România pentru faptul că a reușit să spulbere acest mit cum că o femeie puternică nu susține femeile. Nu este adevărat. Mulțumim frumos, Gabriela Firea. Mulțumim mult de tot. Mergem mai departe să vedem cine este următoarea nominalizată. Prezență constantă în top 50 cele mai influente femei din România a revistei Forbes. Pentru că peste 30 de ani de experiență în domeniul energetic. Pentru că director de investiții la doar 30 de ani. Și pentru că în prezent se află în conducerea uneia dintre cele mai active companii care susține programele de educație în domeniul ecologiei și eficienței energetice. Împreună cu echipa CEZ România a reușit să schimbe peisajul energiei românești, care a devenit, odată cu investițiile masive ale companiei în noile energii, mai sustenabil și orientat către energiile viitorului. Doamnelor și domnilor, Doina Vornicu!
Din partea acestei România, pentru că doamna Doina Vornicu este în acest moment în spital, din păcate, a venit Ana Lăcătușu, reprezentantă CES România. Îți îmânăm diploma, tabloul, florile și îl invit pe tânărul avocat Alexandru Olănescu să susțină laudatio. Mulțumesc mult de tot! Bună seara tuturor! Să rămână, stimate doamne! Este o onoare pentru mine să spun câteva vorbe mărunte în comparație cu tot ceea ce a realizat doamna Doina Vornicu, această doamnă de fier a energiei românești, o doamnă care s-a implicat constant atât în găsirea unor surse regenerabile și în această nouă tehnologie a energiilor verzi, cât și în toate proiectele de caritate pe care inclusiv compania CES România le desfășoară. Este o onoare, vă felicit pentru tot ceea ce faceți. Îi dorim doamnei Vornicu multă, multă sănătate. De asemenea, permiteți-mi să felicit toate doamnele din seara aceasta, inclusiv doamnele care au fost nominalizate și care au și primit un premiu. Au fost doamna Simona Man pentru și felicitări pentru minunata carieră în politică, doamna Gabriela Firea, cel mai bun primar pe care l-a avut Bucureștiul în era post-comunistă și, de asemenea, felicitări doamnei Alice Grasu pentru toate viețile pe care le-a salvat în această perioadă de răstriște. Felicitări tuturor și mulțumesc, seară frumoasă! Mulțumim frumos, Alex, mulțumim! Doamna Lăcătușu, două vorbe, vă rog frumos și dumneavoastră. În primul rând profit de onoarea de a o reprezenta pe doamna Vornicu și țin să-i mulțumesc în numele echipei pentru devotamentul, implicarea și suportul pe care ni-l oferă zi de zi. Și revenind la mesajul dânsei, vă mulțumește pentru onoarea de a primi acest premiu și totodată le felicită pe celelalte doamne. Și nu în ultimul rând, ținând cont că suntem în luna decembrie, vă dorește sărbători fericite, liniștite, pline de pace și nu în ultimul rând, ținând cont de context, cu multă, multă sănătate. O seară frumoasă tuturor și încă o dată mulțumim! Aceste priviri, o sfinte ce multe orbi, ce tristă putere a voi pentru femeie. Aceste zbrânce o doamne ce ninse poie, ce tristă putere a voi pentru femeie. Acestui auz o doamne ce suflet ursuz, ce mâslegăna de tăcere a voi pentru femeie. Thank you.
O sfinte ce multe orbi, ce tristă putere a voi pentru muiere. Aplaudăm Andrei Băunescu, Mihai Napu, Emeric Imre, se întorc imediat. O să trecem la următoarele premiante Green Woman în această seară. Vreau să mulțumesc tuturor partenerilor care ne susțin gala Green Woman și în mod special unui partener care a fost alături de noi de la prima ediție, și anume CES România. Haideți să aplaudăm! Ne-au susținut și când am avut prima ediție și a fost așa ceva venit din neant, că am zis facem o gală Green Woman să premiem 12 femei puternice și au zis vă susținem. Ne-au susținut și anul trecut când a fost greu și am fost online și nici n-am știut cum va arăta gala, efectiv cum va arăta acea gală, și atunci CES România a zis
Nu-i nicio problemă. Suntem lângă dumneavoastră și vreau să le mulțumesc pentru că au avut încredere că și online, mai complicat, se poate face o gală și 12 doamne pot să fie alese și pe un grup de Zoom. Credeți-mă, s-a stat vreo 5 seri la rând anul trecut pe grupuri de Zoom să se discute ca să se aleagă cele 12 doamne. Le mulțumesc celor de la CEZ că au avut încredere în noi și pentru o ediție online și le mulțumesc că sunt și în această seară partenerii Green Woman 2021. Deci vă rog frumos să aplaudăm pentru tot ceea ce fac și pentru faptul că au încredere în femeile puternice și vizionare. De pe băncile unei ATC și până la titlul de cavaler al Ordinului Artelor și Literelor din Franța, cât de lungă e povestea următoarei Green Woman. Ca regizor a pus în scenă spectacole memorabile, într-o viziune regizorală profund originală. Ca manager a recuperat pentru Teatrul Național din Timișoara două clădiri istorice ajunse într-o stare avansată de degradare. Fostul manej imperial, astăzi sala 2, și sinagoga desacralizată din cartierul Fabric, astăzi sală de spectacole și bază de cercetare. A, și e doctor. Da, în teatru. Ada Hauswater. Pentru a susține laudatio pentru doamna director al Teatrului Național din Timișoara, Ada Hauswater, am să-l invit aici pe ministrul culturii, domnul Lucian Romașcanu. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! Uite că fac și eu bucurii. Nu o să fie un laudațiu în adevăratul sens al cuvântului, pentru că Ada Hauswater nu are nevoie de altceva decât să îi se vadă lucrurile pe care le face. Spuneam mai devreme la un post de televiziune că ne leagă, privind înapoi, pare o veșnicie, o lungă amiciție. De fapt, nu sunt decât 5 ani, 4 ani și un pic. De când, cu mai multă atenție, am urmărit ce face, face foarte bine și mă bucur că poate fi un exemplu pentru toate instituțiile de cultură din subordinea Ministerului Culturii. O mare bucurie și surpriză și pentru mine și te rog să primești cu tot dragul această plachetă. Mulțumesc. Green Woman. Avem și flori, verzi cu roz. Mulțumesc. Și să-ți urez multă sănătate, putere de muncă și să te asigur că voi fi iarăși cel care am fost, ca partener pentru tine și pentru Timișoara. Și mai mult decât atât, nu vreau să suprapromit, mai bine mai puțin și livrăm mai mult. Tot aici ajunge, da, așa. Felicitări și mult, mult succes în continuare. Da, mulțumesc. Mulțumesc din suflet. Este o bucurie, este prima întâlnire cu domnul ministru. Exact, din al doilea mandat, da. Mulțumesc din suflet pentru premiu, mulțumesc din suflet pentru laudatio, mulțumesc mult pentru faptul că ați venit și m-ați prezentat așa, într-un mod absolut minunat. Vreau să spun că felicit sigur toate doamnele și din experiența mea, un lucru foarte important este clar că a fi femeie este minunat. A fi pregătit este absolut minunat. A fi implicat, a fi competent, a fi curios și a fi fericit. Cred că e o calitate pe care femeile cu precădere o au și ca atare o pot răspândi în jur și pot construi lucruri minunate. Mulțumesc din suflet, mulțumesc din toată inima pentru premiu și îl voi lua cu mine la Timișoara și îl voi oferi copilului meu, familiei mele, teatrului și toată lumea va fi foarte mândră. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc mult! Felicitări încă o dată! Vă mulțumesc mult! Mulțumim din suflet, mulțumim frumos! Mergem mai departe să vedem următoarea nominalizată. Experiență de 30 de ani în zona societății civile. Suflet al fundației pe care o conduce, Fundația Omenia, promotoare neobosită a carității. O prezență mereu elegantă, dar întotdeauna fermă, s-a remarcat în peisajul public românesc prin activitatea de reconciliere a religiilor și a respectării principiilor de demnitate și libertate dincolo de etnie.
cu aceeași vocație pentru omenie, Minodora Ilie. Și pentru a susține laudația pentru doamna Minodora Ilie, președinta Fundației Omenia, am să-l invit pe domnul Mohamad Murad, gazda noastră în această seară, dacă vreți, cel care conduce acest imperiu minunat, Fenicia. Mulțumim frumos că ne-ați primit aici. N-am venit cu mâna goală, am venit cine ceva special pentru dumneavoastră, chiar. Avem și noi o diplomă din partea Omenie, așa m-a transmis domnul președinte, și o carte care eu recunosc că am citit o parte, încă n-am terminat-o. Da. Bună seara. Azi începe de a mulțumi toate femeile care m-au fost alături, toate femeile din lumea, pentru că atunci când un bărbat este obosit, este de ajuns să sprijină pe umărul unei femeie. Atunci când simte o sete, este foarte ok să stai umbra unei femeie, și atunci când este greu, e bine să întinde mâna unei femeie. Vă mulțumesc că existați, pentru voi ar fi viața aproape imposibilă, iar pentru doamna președinte, care o cunosc de 30 de ani, vreau să îi mulțumesc în numele mii de persoane care i-a ajutat, între care și eu. Este o femeie care n-a știut decât să întinde o mână, să ajută oameni, fără să primească nimic în schimb. O cunosc, așa cum spuneam, din 92. Atunci când m-a fost greu, m-a fost alator. Nu uit niciodată acest moment. Suntem în continuare în relație în Fundația Omenie. Doamna Minodora Ilie a fost persoana care a apropiat oameni, un lucru care e foarte de apreciat în România, în vremurile care le-am trăit și care trăim, pentru că avem nevoie de cât mai multă socializare, avem nevoie de energie pozitivă, avem nevoie de a face mai multe sacrificii când e vorba de greșel care găsește cel din fața. Și pentru acest lucru, vă spun, doamna Minodora Ilie, vă mulțumesc din suflet, în numele meu și în numele acea mii de oameni care i-a ajutat. Vă mulțumesc! Stimați oameni de Omenie, cu mulți ani în urmă am fost frumoasa din Carpați. Acum sunt puțin doamna babă, Omenia. Dar, după 32 de ani de când am înființat Fundația Internațională Omenia, dintr-un mic izvor i-a ajuns aproape un ocean de omenie în toată lumea. Este Fundația Ajutorului, a Carității, a Reconcilierii, a Păcii, a sufletului omenesc. Visul de omenie l-am avut la Ierusalim când am fost ascuns în timpul Revoluției la Marele Patriarh Diodor al Ierusalimului. Și acolo un mare conducător în somn mi-a spus: numai tu vei face omenie în țara mea, numai tu vei face omenie și pace. Și eu spuneam: sunt prea mică doar în minister, nu cred că voi face-o. Și într-adevăr mi-a spus ce înseamnă omenie. Ajutăm România să fie sigură, să fie unită, să fie întotdeauna o țară care să primească cu dragoste, cu omenie, cu primul ajutor pe primul venit, și să facem multă educație pentru viitor, să nu uităm istoria trecutului. Mă iertați că v-am dat. Mulțumim din suflet! Uitați aici și un tablou. Aici sunt premiile și cărțile și florile. Haideți să o aplaudăm pe doamna Minodora Ilie, să-i mulțumim din suflet. Green Woman 2021. Vă ajută domnul Mohamad Murad. Mergem mai departe. Următoarea nominalizată. Este un pionier al antreprenoriatului de fashion din România și a devenit una dintre prezențele cele mai apreciate în designul vestimentar. A construit un brand al cărui succes se bazează, cum îi place să spună, pe fericirea clientelor sale, pe care, după 30 de ani, a știut să-l adapteze noilor cerințe și realități.
este un sprijin pentru tinerii care își doresc o carieră în domeniul modei și nu numai, prin proiectul educativ care îi inițiază în arta frumosului, îi ajute să-și descopere vocația și să-și manifeste creativitatea. Aflat într-o permanentă campanie de promovare a frumuseții și bunului gust, Eli Lăslean. Și pentru a susține lăudațiu pentru doamna Eli Lăslean, un om care și-a pus un gând, a avut un vis acum 30 de ani, iar acest vis este realitate. Am să-l invit pe Claudiu Popa, un om care vede frumosul, a plecat de la pupitrul știrilor și a luat aparatul de fotografiat. Claudiu Popa, jurnalistul Claudiu Popa, va susține laudația. Sărut mâinile, doamna Lăslean, bună seara tuturor! Nu mi-e frică să vorbesc despre cineva pe care admir. Mi-e frică de cum sunt îmbrăcat când vorbesc despre doamna Eli Lăslean. Îmi vin în minte 4 versuri. Onoare e ceva ce multă lume n-are, dar toți se calcă în picioare pentru atâtea lucruri fără valoare. Din când în când se întâmplă să simțim onoare fără să facem ceva. E sentimentul care mă încearcă acum în fața dumneavoastră. Cu recunoștință vă mulțumesc pentru că simt asta. Și vă doresc doar un lucru. Dacă n-ați descoperit-o deja pe doamna Eli Lăslean, dacă sunteți pasionați de biografii din care să învățăm ceva, dacă sunteți pasionați de oameni inspiraționali și de povești de viață, vă doresc să o descoperiți pe doamna Eli Lăslean. Sărut mâinile! Wow! Acum, după ce m-ați emoționat în așa hal încât inima mea acum se zbate să rămân acolo. Vă mulțumesc din suflet, mulțumesc Lavinia și mulțumesc pentru cuvintele deosebite. Ce să vă spun, sunt deosebit de onorată să fiu aici în această seară și trebuie să vă spun că acum 30 de ani deschideam la Arad primul butic și un nume care pornea la drum, Elis. Eu fiind o tânără economistă de 34 de ani, aveam acum 30 de ani, și visam la lumea fascinantă a modei. Nu știam cât va dura, nu știam în ce mă bag, nu știam multe despre haine, dar ceea ce pot să vă spun este că le iubeam foarte mult și îmi doream ca toate femeile din România să fie frumoase. Și tot ce am făcut în acest drum lung, care a fost într-adevăr plin de toate. Greu, anevoios, cu tragedii. Cei care nu știu, trebuie să vă mărturisesc că acum 23 de ani venim spre București să cumpărăm 2 mașini de cusut, un tir ne-a lovit și l-am pierdut pe cel care a fost sprijinul meu, iubitul meu, soțul meu și cel care m-a ajutat să pornesc pe acest drum, pentru că bărbații, domnilor, cei care sunteți în sală, aveți un rol deosebit, acela de a încuraja talentul și imaginația femeii pe care noi le-am dobândit sau cu care ne-am născut și cred eu că fiecare femeie poate să strălucească atunci când are susținerea celor dragi și în special a bărbatului, care dumneavoastră bărbații sunteți cu forța, cu hotărârea și cu puterea de a susține o femeie. Eu vă mulțumesc din suflet și ce pot să vă spun este că în acest moment îmi vin în minte toate femeile frumoase care mi-au încredințat rochile, pentru care mi-am dat sufletul și inima și sunt în inima mea. Lor le mulțumesc, fără ele n-aș fi acum aici și acum, în această perioadă tulbure și foarte grea de pandemie, toate gândurile mele se îndreaptă spre farmacia inimii, Catena. Catena a fost cea care care merită toate aplauzele noastre și ale dumneavoastră și vă rog din suflet să îi aplaudăm. Pentru că noi cei din modă am fost foarte afectați de ce s-a întâmplat cu perioada aceasta în care viața noastră a fost întoarsă pe dos și în ultimii ani am început să ne ocupăm de ținutele angajaților din companii, iar
De un an am fost salvați de această companie care ne-a încredințat rolul de a le concepe și le a realiza ținutele. Vă mulțumesc tuturor, o seară minunată, am gânduri frumoase pentru tineri. La ora aceasta, după 30 de ani, chiar îmi doresc să pot să dăruiesc mai departe ceea ce eu am învățat în această perioadă și cred eu că tinerii din această țară ar merita să învețe lucruri care să le placă, care să le facă plăcere. Proiectul meu se numește Discover Yourself și cred eu că fiecare copil are un talent pe care m-aș bucura să pot contribui și dacă este aici și domnul ministru, poate țineți cont, mă ofer pro bono să împărtășesc din ceea ce eu am învățat de acasă și ce învățam noi la școală mai de mult. Vă mulțumesc foarte mult, o seară minunată și îți mulțumesc din suflet. Și noi mulțumim din suflet. Uite aici un tablou realizat de Mariana Pachis, Green Woman 2020. Green Woman 2020. Așa, mulțumim din suflet. Mulțumim încă o dată să o aplaudăm pe Eli Lăslean, mulțumim pentru laudațio Claudiu Popa și dacă am zis Green Woman 2020, dați-mi voie să le pomenesc pe doamnele Green Woman 2020 care sunt astăzi în sală și le mulțumesc frumos că au venit pentru că anul trecut vă spuneam, am fost online, nici n-am crezut de fapt că vom putea face acea ediție, am făcut acea ediție online cu sprijinul CES România și încă o dată îi mulțumesc. Vreau să le aplaudăm pentru că sunt aici, jurnalista Ioana Mandache. Haideți să o aplaudăm, mulțumim frumos, Ioana. Îți iei aplauzele acum, pentru că anul trecut online a fost imposibil să ți se ofere aplauze. Corina Drăgulinescu, un om de afaceri care a inventat o ciocolată fără proteină animală. Eu întotdeauna zic că e o ciocolată fără nimic animal în ea și ea mă ceartă. Cum vorbești mai așa, Lavinia? E o ciocolată fără proteină animală, e o ciocolată de post, o ciocolată foarte gustoasă și sănătoasă. Haideți să o aplaudăm pe Corina Drăgulinescu și să o aplaudăm pe Mariana Pachis, iarăși Green Woman 2020. Să-i mulțumim și pentru tablourile pe care le-a realizat pentru doamnele Green Woman 2021. Și Corinei, să știți că îi gustăm ciocolata, pentru că la cocktailul de după gală ne așteaptă inclusiv ciocolata Corinei Drăgulinescu. Mergem mai departe, haideți să vedem următoarea nominalizată. Poți dezvolta durabil un oraș ce vara devine neîncăpător de turiști? Ingrediente, experiență în atragerea de finanțări, expertiză în proiectele dedicate comunităților, cireașa de pe tort, fără să fie membru al unui partid politic. Da, se poate ca femeie, în România. Doamnelor și domnilor, președinta Fundației pentru Dezvoltare Durabilă Constanța, Ana Maria Vătămanu. Bună seara, bună seara! Haideți să o aplaudăm pe Ana Maria Vătămanu și pentru a susține laudatio, îl invit pe Sorin Chelmu, fostul nostru reprezentant la FAO, fost secretar de stat, fost secretar general al Ministerului Agriculturii și secretar general al Guvernului României. Bună seara tuturor! Mulțumesc mult pentru invitație și felicitări în același timp pentru toți cei care s-au ocupat de această frumoasă festivitate. Cred că pentru toate doamnele merită, iar cele care nu au reușit anul acesta, sper că anul viitor să le găsim printre cele 12 nominalizate. Cât despre distinsa doamnă, nu pot să spun decât o femeie cu o carieră, în primul rând, foarte ambițioasă, o carieră frumoasă, acolo unde foarte puțină lume se pricepe în a atrage și a duce fondurile acolo unde trebuie, către cine, către comunități. Nu este nimic mai frumos decât să ajuți o comunitate și să o vezi după ce o investiție a reușit, cum se bucură de lucrul acesta. Urmează o perioadă foarte grea pentru dumneavoastră, sunt foarte mulți bani europeni, dar și bani naționali care vin către comunități. Vă doresc succese nebănuite, că nu pot să spun altfel, pentru tot ceea ce urmează să, pentru ce ați făcut și ce urmează să faceți. O seară bună tuturor și Crăciun fericit! Vă dau diploma și florile pe care să-i le înmânați, dar înainte o rugăm pe Ana
Bună seara! Trebuie să vă mărturisesc că sunt foarte emoționată, fie și după un an de viață publică, încă am foarte mari emoții. Cred că acest premiu nu-l merit doar eu, îl merită echipa de la Constanța pe care o conduc, oamenii inimoși, talentați, profesioniști care sunt alături de mine în acest proiect și iată cu niște rezultate într-un timp extraordinar de scurt. Aș mai vrea să-i mulțumesc, deși nu m-a lăsat să spun, dar o să spun, domnului președinte Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța, care este în această seară alături de noi și cu care fac o echipă extraordinară. Nu știu să fac promisiuni, n-am făcut niciodată. Fac lucrurile și după care vorbesc de ele. Vă doresc tuturor sărbători fericite, liniștite, să fim sănătoși, să ne revedem cu bine și în 2022 și vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Premiile au la Constanța. Începem cu diploma, îl duc la Constanța și sunt sigură că, repet, echipa mea sunt mândri de mine. E mândră de mine echipa mea, vă mulțumesc. Și noi mulțumim frumos. Așa, mulțumim mult de tot, felicitări încă o dată, Ana Maria Vătămanu, Green Woman 2021, haideți să o aplaudăm, mulțumesc frumos, mergem la următorul moment muzical, da, haideți să aplaudăm și să invităm în fața dumneavoastră pe Andrei Băunescu, Mihai Napu, Emeric Imre, haideți să aplaudăm. O să rog pe Lavinia să nu spună, așa cum face la aproape toate evenimentele noastre, să cânt piesa Figuranții, pentru că ar însemna să fie un moment ciudat. Primul vers din acest cântec este: au intrat în scenă figuranții și nu cred că se potrivește. O să vă cântăm o piesă de dragoste numită Amor Cubist. Thank you.
Hai să încercăm să batem din palme, să vedem dacă reușim împreună. Așa, uitați așa, modelul meu, uite. Mulțumesc, excelent! Lavinia ne-a dat ocazia să fim împreună și îi mulțumim pe această cale. Iubire divină, hai râzi, acum te-am adus înapoi, că viața aceasta e frumoasă și pentru noi. Iubire divină, hai râzi,
haideți să le aplaudăm, dacă vă rog eu frumos, pe toate doamnele Green Woman din această seară și din celelalte serii, din ceilalți ani, 2020 și 2019. Dați-mi voie să invit acum în fața dumneavoastră și pe urmă o să auzim, dar vreau să vă spun ceva. Pe urmă auzim cartea de vizită. Vreau să vă spun că în domeniul juridic avem o singură doamnă, o tânără avocată, care a fost Green Woman de la prima ediție, și 2019, și 2020, și 2021. De fiecare dată, doamnele din juriu au primit nominalizarea și au votat așa, fără să comenteze niciuna dintre ele, au votat cu inima deschisă, pentru că este o tânără avocată specializată pe tot ceea ce înseamnă drepturi de autor, dar și drept comercial. Un om care se bate pentru fiecare dosar pe care îl are. Un om care discută dosarele și se sfătuiește cu mama ei, care de multe ori o duce cu mașina în fiecare colț al țării, da? Le-am sunat câteodată și le-am găsit. Suntem în drum spre Cluj, suntem în drum spre Iași, suntem mama ei fiind mie, dacă vreți, sora astrală, pentru că ne-am născut în aceeași zi. Nu pot să n-o pomenesc și să-i mulțumesc că e în seara asta aici. Rosmarie Olănescu, te rog frumos! Mulțumesc, mulțumesc din suflet, mulțumesc pentru tot sprijinul pe care ni-l oferi și pentru felul în care susții femeile adevărate. Vreau să-mi cer iertare și pentru faptul că am cam dat programul peste cap. I-am zis Sandrei că va intra mai repede, s-a dat peste cap să ajungă aici la început. Din cauza traficului am rostogolit totul ca să nu pun pe nimeni niciun impediment. Iertare, deci îmi cer iertare, Sandra, cu microfonul în mână, că ți-am zis să te grăbești. Deci Sandra a ajuns gâfâind, eu am dat programul peste cap și de aia iertare. E momentul să auzim cartea de vizită pentru, dacă vreți, cea mai tare avocată pe care o are România în momentul de față. Haideți să vedem cartea de vizită. Următoarea laureată este o adevărată Green Woman. Este unul dintre tinerii avocați cei mai promițători din baroul bucureștean. Este specializată în dreptul concurenței și dreptul proprietății intelectuale, iar în portofoliul său se află numeroase companii românești și multinaționale care au fost reprezentate cu dedicație și profesionalism. Este asistent universitar și doctorand în drept, dar și una dintre cele mai tinere partenere ale unei importante firme de avocatură. Sandra Olănescu! Haideți să aplaudăm! Sandra, mulțumesc frumos și încă o dată iartă-mă! Și pentru a susține laudatio, am să-l invit pe domnul Marin Vladimir aici în fața dumneavoastră. Dumnealui este membru în Comisia de Film, e cel care dă acel rating pe care îl vedeți dumneavoastră pe ecran, că au voie să se uite copiii împreună cu familia, sau peste 18 ani, sau sub 18 ani. A fost directorul Casei de Filme 1 și conduce studioul de creație cinematografică. Mulțumesc! Când am fost solicitat să fac acest laudațiu, vă mărturisesc că am acceptat cu entuziasm. Un om tânăr, frumos, de perspectivă, numai că după ce am văzut toate performanțele și succesele dumneavoastră, m-am gândit ce pot să adaug eu, ce pot să spun în plus spre a nu mă trezi în postura jenantă a celui care se află în fața unui public avizat, cult, intelectual și căruia vrea să-i explice filmul pe care tocmai l-au văzut. Nu vreau să cad să-mi asum acest risc, dar vreau totuși să spun un lucru care cred că îi se potrivește domnișoarei. Iulia Hajdeu spunea așa: o femeie are nevoie de geniu și de multă modestie pentru a putea fi tolerată. Ea nu numai că a fost tolerată, a fost acceptată, aplaudată, felicitată,
Și cred că e un început de drum, deja câștigătoarea atâtor premii Green Woman, e o chestie de foarte bun augur și vă felicit și vă doresc succes din toată inima. Mulțumesc din suflet, vă mulțumesc mult de tot. Mulțumesc frumos, mulțumesc din suflet. Până ne vorbește Sandra. Eu vă mărturisesc că sunt foarte emoționată. Lavinia, mi-au dat lacrimile când am auzit ce ai spus. Îți mulțumesc din suflet. Eu te rog să mă ierți că n-am ajuns la ora la care am promis că ajung. Ai ajuns, ai întârziat 5 minute, doamne. Vă mulțumesc din suflet pentru cuvinte. Sunt mult prea mari față de cât merit eu. Cine mă cunoaște știe că nu iubesc deloc lumina reflectoarelor. Absolut deloc. Iar singurul microfon în fața căruia mă simt în largul meu este acela din sala de judecată. Chiar astăzi am avut un dosar la Pitești și acolo am emoții până când ajung în fața acelui microfon, din fața instanței. În momentul în care ajung în fața acestui microfon sunt doar eu, pledoaria mea și instanța de judecată. Nimic în rest nu mai contează și asta îmi face cumva, nu știu, toate emoțiile să treacă, ceea ce nu se întâmplă astăzi, evident, îmi tremură genunchii, tremur toată. Faptul că primesc acest premiu important a treia oară consecutiv pentru mine este o onoare și sunt măgulită și pentru numele importante ale doamnelor care au fost premiate în seara aceasta, doamne în fața cărora și în fața căror cariere mă înclin. Sper din tot sufletul să ajung măcar pe sfert din ceea ce au reușit aceste doamne adevărate să realizeze. Ceea ce am realizat eu nu este mare lucru din punctul meu de vedere. Într-adevăr, în instanță este o luptă continuă, este o luptă pe care o iubesc. Până se câștigă fiecare război, există lupte care se numesc fond, apel, recurs, contestație în anulare, revizuire, în penal și recurs în casație, dar recunosc, penalul este domeniul fratelui meu, Alexandru, care este și un mult mai bun orator decât mine. Mi-a dat clasă și în această seară. Succesul meu se datorează celor trei luptători care au existat în viața mea și există și îi mulțumesc lui Dumnezeu în continuare. Fratele meu pe care l-am menționat, care mi este nu numai frate, mi este și cel mai bun prieten și colegul cu care mă ajut, împărțim aceeași profesie, însă nu același domeniu, el este specializat în drept penal, penal de care eu mă feresc și de care alerg, dar din pricina lui nu se poate, că el mai îmi dă câte o sarcină și din aceasta neplăcută cu dreptul penal. Mama mea care, așa cum a spus și Lavinia, mă sprijină inclusiv în ceea ce privește profesia, ajutându-mă cu ce poate. Și mi-este o mai mult decât aș fi putut să cer de la o mamă, mi-este și soră mai mare și prietenă și bineînțeles bunica mea care a crescut trei copii, pe mama și pe mine și pe fratele meu. Din punctul meu de vedere, acest premiu nu l-am câștigat eu în această seară, ci cele două Green Woman care există în viața mea, mama mea și bunica mea. Vă doresc tuturor sărbători fericite. Încă o dată le felicit pe toate doamnele care au primit nominalizare, atât pe cele care au câștigat, care au fost premiate, cât și pe cele care nu au fost încă premiate, pentru că aceste nominalizări au fost făcute de un juriu și au fost analizate de un juriu de doamne foarte bine pregătite, în urma unei evaluări minuțioase și cu siguranță și la galele viitoare vor fi nume mari exact ca și în seara aceasta. Încă o dată, sărbători fericite și să aveți o seară frumoasă în continuare. Mulțumesc mult! Mulțumim din suflet, Sandra Olănescu. Uite aici și tabloul din partea Marianei Pachis și cărțile. Mulțumim! Încă o dată să o aplaudăm! Green Woman, de trei ori Green Woman, Sandra Olănescu. Mulțumim frumos! Mergem la următoarea nominalizată.
A transformat un hobby în disciplină și mod de viață. S-a antrenat pentru asta în Franța, Statele Unite, Olanda. A devenit una dintre cele mai proeminente figuri publice care promovează viața sănătoasă. Pasiune a făcut și din promovarea unei vieți și a unei alimentații sănătoase în rândul copiilor. Este cu siguranță una dintre primele apariții TV din România care a invitat populația, indiferent de vârstă, să facă sport, de acasă și în general. Florentina Opriș! Mulțumim frumos, Florentina, că ai venit! Și pentru a susține Laudatio, l-am invitat pe Claudius Dociu. Este membru în comitetul director al Uniunii Naționale a Ziariștilor din Profesioniști din România și președintele filialei Prahova, nu oricum. Bună seara! Sărmâna! Bună seara, sărmâna, doamnelor și domnișoarelor! Bun găsit, domnilor! Sunt deopotrivă emoționat, ca și precedenții vorbitori. Seara asta e una a valorilor și a emoțiilor, deopotrivă. Sunt multe emoții, o să aduc o doză suplimentară. Pentru că vă fac o mărturisire, înainte de eveniment, cu câteva minute, l-am evocat împreună cu Lavinia pe președintele UZPR, Doru Dinu Glăvan. Și mă gândeam așa, că lui Doru Dinu Glăvan ar fi plăcut foarte mult să știe că, printre premiante, se află o persoană care a făcut și sport de performanță, dar și încurajează, promovează valorile sportului și ale vieții sănătoase. Apoi mi-am dat eu seama că ar fi fost și mai bucuros să afle că a plecat din Reșița și a venit și a cucerit capitala și întreaga țară. Și nu în ultimul rând s-ar fi bucurat să știe că este o persoană care deține titlul de ambasador al vieții sănătoase, de ambasador în general, ceea ce presupune diplomație, eleganță. Era exact stilul lui Doru Dinu Glăvan. Așa că mă bucur tare mult că am ocazia să ofer acest premiu. Îi mulțumesc Laviniei, le mulțumesc organizatorilor și în același context vreau să subliniez încă o dată bucuria că UZPR a susținut de la bun început și colegii noștri din Consiliul Director sunt cei mai mulți prezenți astăzi aici, acest eveniment care, iată, devine o tradiție. Sperăm să ne vedem la ediția cu numărul 50, 100, poate mai evoluează știința până atunci. Încă o dată felicitări! Eu am luat repede microfonul. Mulțumesc tare mult! O să te rog să păstrezi tu puțin diploma, puțin, pentru că eu cred că fiecare moment este unic și special și atunci când în acel moment ți se recunoaște oarecum munca, te simți pe drumul cel bun și nu pot decât să fiu recunoscătoare la Vinia că tu m-ai făcut să mă simt astăzi pe drumul cel bun și să vă salut pe toți, să vă spun că mă ghidesc cumva după un motto în viață, acela că sănătatea este stâlpul tuturor acțiunilor pe care le facem în fiecare zi sau le întreprindem în fiecare zi. Și atunci, da, dacă sănătate este, cred că putem să facem tot ce ne propunem. Pe principiul ăsta am plecat în direcția asta de a promova un stil de viață sănătos într-o perioadă în 2002-2003, când mai puțină lume conștientiza cât e de important asta sau aplica lucrul acesta să se preocupe de viață sănătoasă. Și da, a fost un drum plecat de la Reșița. Doru Dinu Glăvan a fost, pentru că eu am făcut și radio acolo, a fost unul dintre cei care cumva m-au susținut și au spus da, mergi pentru că știi ceea ce spui și faci bine tot ceea ce faci, așa că îți mulțumesc că l-ai amintit aici. Sunt sigură că el acolo în cer, acolo unde mai am eu o steluță, adică omul care mi-a fost alături mulți ani, deja am emoții în glas, călăuzește pașii și eu cred așa, că fiecare avem un destin și atunci când suntem în destinul nostru, toate lucrurile se leagă ca într-un lanț, zală cu zală. Așa s-a întâmplat și în ceea ce mă privește și nu pot decât să fiu recunoscătoare lui Dumnezeu și oamenilor care au fost în jurul meu și au crezut în mine. Nu știu ce caut eu la gala asta a voastră, dar mă bucur tare mult pentru că eu nu pot să spun că sunt green woman așa din toată ființa mea,
Pentru că Green Woman înseamnă cumva să te preocupi și să faci ceva în direcția aia. Mi-aș fi plăcut să fac mai mult în direcția asta. N-am făcut atât de mult cât mi-aș fi dorit, de asta spun că nu sunt atât de clar Green Woman. La un moment dat mergeam în munți și făceam comparația. Am urcat în Himalaya până la 5.000 de metri și făceam comparație cu cum era acolo toată natura și cum era cumva îngrijită natura și cu ceea ce este aici la noi. Așa că mi-ar plăcea cumva să ne preocupăm mai mult de locurile în care mergem, să le știm curate și în felul acesta cumva să poate, ca și președinte Asociației pentru Viața Sănătoasă, să fac și cu ajutorul dumneavoastră un proiect în care lumea să fie mai atentă la lucrurile pe care le aluncă în natură și în felul ăsta să fim mai green, pentru că suntem tributari aerului pe care îl respirăm, iar natura este cea care ni-l oferă. Iar dacă avem grijă de natură, cumva avem grijă și de noi. Așa că gata, nu mai spun multe decât atât, că vă urez sărbători cu bucurie, să vă vină în față lucruri de care aveți nevoie la sfârșitul acestui de an și mai mult să vină spre voi la anul tot ceea ce aveți nevoie pentru ca trupul și sufletul vostru să fie în armonie. Mulțumesc tare mult, sunt recunoscătoare. O seară frumoasă și sărbători cu bine. Și noi mulțumim Florentina Opriș. Uite aici și cadourile din partea, da, din partea sponsorilor și partenerilor. Noi mulțumim frumos. Încă o dată vreau să le mulțumesc tuturor partenerilor și sponsorilor care au făcut posibilă această gală. Mă uit aici, încep cu CEZ România, Kaufland, Catena, Litera, BAT, Alexandrion, Domeniile Urlați, Norofert, Cristim, Glow Lab, salonul de coafură și înfrumusețare, Fenicia Grand Hotel, cofetăria Klaus. Haideți să aplaudăm, vă rog eu frumos, și să le mulțumim frumos că ne sprijină și sunt alături de noi, pentru că altfel această gală n-ar fi putut să existe. Mergem la următoarea nominalizată. Vreau să le mulțumesc colegilor din UZPR, Uniunea Națională a Ziariștilor Profesioniști din România. Le mulțumesc frumos că sunt în seara asta cu toții aici. Haideți să-i aplaudăm pentru ceea ce fac și pentru felul în care se luptă pentru ziariștii din România. Le mulțumesc mult de tot. O să vină și Sorin Stanciu la un moment dat, când susține Laudatio, atunci îl invit aici în față. El este președintele interimar al UZPR, pentru că domnul Doru Dinu Glăvan, de undeva de acolo de sus, sigur e alături de noi și îi mulțumim pentru tot ceea ce a făcut pentru ziariștii din România. Ca să nu încep eu să plâng, dați următoarea nominalizare. Viața ei se poate descrie în peste 15 ani în radio și 12 ani în televiziune. Următoarea Green Woman este specialist în comunicare și un îndrăgit realizator de emisiuni și scenarist. Este un neobosit organizator și moderator de evenimente dedicate schimbului de experiențe și identificării de soluții. În orice caz, este omul care te poate învăța cum să dezamorsezi un conflict cu zâmbetul pe buze. Felicia Iordache! Și pentru a susține Laudatio pentru Felicia Iordache, care îi mulțumesc că este aici, am să-l invit pe Vicențiu Popa, politologul Vicențiu Popa, cel care, știți, are acea pagină cu o carte pe săptămână, cel care ne povestește cărțile pe care pe urmă să le citim noi. Vicențiu Popa, te rog, un Laudatio. Am probleme. Tocmai ce am fost pus, știu, de vreo două zile, să-i fac laudație unul dintre cei mai buni comunicatori pe care i-am văzut vreodată. Felicia, pe care când am văzut-o prima oară ținând un curs, și văzusem și profesori și training-uri și mulți oameni care știu să vorbească, politicieni pe la televizor, am zis, da, doamna asta de unde vine? V-aș dori la fiecare dintre voi să o vedeți măcar o dată când încearcă să învețe pe cineva ceva. Este o persoană cu o energie și cu o carismă cum i-am văzut foarte rar. Și nu pot să vorbesc cum ar trebui despre calitățile și despre felul în care eu o apreciez. Felicia Iordache! Mulțumesc.
Mulțumesc mult. S-a vorbit atât despre emoții că încep să mă repet. N-are niciun rost. Este atâta emoții în încăperea asta că... Acum, nu știu, după pozițiile din fotografiile astea și când spui managementul conflictului, e... Vicențiu pare speriat de chestia cu conflictul. În sfârșit, până la urmă, conflictul se stinge. De bunăvoie, forțat. Vă mulțumesc tare mult că m-ați primit în rândul dumneavoastră doamnelor cu calități speciale. Nu știu dacă mă calific pentru asta. Mi-am dorit să pot să transmit oamenilor din jur, nu neapărat tineri, tot ce am acumulat ca informație în atâția ani, pentru că la un moment dat eram atât de plină de informație, că nu mai reușeam să o pun în ordine. Și atunci am găsit de cuvință că cea mai bună variantă ar fi să vă povestesc. În felul ăsta sunt nevoită să o așez așa pe căprării și să vă ofer ceva din experiența mea. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să facă asta la un moment dat. Sunt un om vesel și deși îmbrăcămintea din seara asta nu spune asta, iubesc foarte mult culorile. Vă doresc ca acest spirit de green woman, să vă deschidă sufletul către culoare, către natură, către poftă de viață, către un Crăciun minunat într-un an de pandemie, pentru variație, să vă amintiți că e verde, roșu, strălucitor, dulce și foarte, foarte frumos. Crăciun fericit! Mulțumim frumos, Felicia Iordache! Mulțumim. Încă o dată aplauze pentru Felicia Iordache. Mulțumim frumos. Mergem la următoarea nominalizare. Următoarea laureată nu are nevoie de o prezentare lungă, ba chiar nu prea are nevoie de nicio prezentare, pentru că este una dintre cele mai cunoscute figuri publice din presa din România. Om de televiziune prin excelență, jurnalist cu școala BBC, este și printre puținii jurnaliști care nu au schimbat posturile TV ca din telecomandă, iar cariera sa jurnalistică se leagă simbolic de îndemnul Mereu Aproape. Mereu Aproape se numește și fundația al cărei președinte este și care, de la înființare, a mobilizat donații de peste 20 de milioane de euro în domeniile sănătății, educației, culturii și sprijinului pentru semenii noștri afectați de dezastre. Doamnelor și domnilor, Alessandra Stoicescu! Și pentru că Alessandra Stoicescu acum prezintă știrile pe Antena 1, vom avea un filmuleț trimis de ea azi dimineață, dar am să o invit pe colega de la Antena 3 să nu se supere, să vină aici lângă mine. Știu. O aplaudăm pentru că a zis că ea nu poate să facă treaba asta. Cum să nu faci lucrul ăsta? Este un lucru extraordinar. Îți mulțumim frumos că ești în seara asta alături de noi. Așa că o să primești tu premiul. Filmuleți-i pregătit? Haideți să-i dăm drumul. Bună seara! Îmi pare tare rău că nu pot să fiu chiar acolo în sală. Sunt onorată pentru acest premiu. Să fii bun... Este ceva ce se întâmplă 24 de ore din 24 sau nu se întâmplă? Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să fiu lângă oameni care aveau nevoie de ajutor, că am putut să încerc ca alături de voi, de toți cei care m-au sprijinit să fac asta, să salvăm copiii care au plecat la tratament în străinătate, să construiesc o casă, să ajut, să sprijin oriunde era nevoie. Mulțumesc tare mult! Și haideți în continuare să fim buni, să dăruim, să auzim și să vedem atunci când cineva cere ajutor în fiecare zi din viața noastră. Ne îmbogățește și pe noi mai mult decât ne închipuim. Sărbători fericite, mulțumesc încă o dată! Aplauze pentru Alessandra Stoicescu și noi mulțumim! Și Laudatio va fi susținut de Sorin Stanciu, președintele interimar al Uniunii Naționale a Ziariștilor Profesioniști din România. Mulțumesc! Speram ca despre Alessandra
să spun cel mai scurt laudatio. Vreau să spun numele Alexandra Stoicescu și să aud aplauzele voastre. Îi mulțumim. Și vă rog să-i transmiteți toate omagiile noastre, pentru că Alexandra o caracterizează un singur cuvânt, profesionalismul. Profesionalismul în ceea ce face la televiziune, profesionalismul în ceea ce face cu fundația ei, cu care a ajutat, a salvat suflete și trupuri nenumărate. Îi mulțumim și transmiteți din partea noastră aceste mulțumiri. Alexandra Stoicescu. Mulțumim frumos. Două vorbe. Că de obicei tu ne pui microfonul în față. Ia să vedem acum eu îți pun ție microfonul. Acum vin emoțiile și din partea mea. De obicei nu sunt atât de emoționată. Da, este o colegă extraordinară, o profesionistă în tot ceea ce face și mai ales prin intermediul fundației. Mereu aproape, a ajutat foarte multe persoane și pentru asta o felicităm și noi, colegii ei de la Antena 3 și toți cei care suntem prezenți aici. Felicitări, Alexandra, Green Woman 2021! Mulțumim din suflet și felicitări și ție. Nu au fost emoțiile atât de mari. Ne-am descurcat. Mulțumim din suflet și încă o dată felicitări. Haideți să trecem la următorul moment muzical. Vă invit din nou în fața noastră Andrei Păunescu, Emeric Imre, Mihai Napu. Haideți să aplaudăm. Dacă viața e iubire și a trăi e a iubi, noi suntem în toate astea punctul pe I. V-am cântat în primul moment al serii noastre un cântec despre lumina pe care artiștii trebuie să o ofere publicului de la care ei înșiși iau lumina. V-am oferit apoi un cântec de dragoste explicită. Și lăsați-mă să fiu primitiv și să vă spun că eu ca bărbat iubesc femeia, chiar dacă asta înseamnă că nu sunt neapărat al timpului modern, că nu sunt atât de progresist ca alții, dar eu sunt, vă spun din nou, un primitiv, iubesc femeia și nu că ar fi rău în toate celelalte moduri. Și acum v-aș propune un alt cântec de demult, un cântec care a ajuns acum 30 de ani, imnul adolescenților, tot într-o formulă de acest fel, în această echipă frumoasă pe care atunci o inventa și o păstorea regizorul Cornel Diaconu. Versuri, tot Adrian Păunescu, muzica mea, punctul pe I. Dacă viața e iubire și a trăi e a iubi, noi suntem în toate astea punctul pe I. Dacă viața e iubire și a trăi e a iubi, noi suntem în toate astea punctul pe I. Proclamăm ca stare de urgență către viitor dinspre trecut dreptul nostru la adolescență, dreptul nostru la salut, salut. De n-ar fi nimic să ne atragă din atâta vechi tablouri gri, tot n-ar fi până la urmă dragă așezarea punctului pe I. Dacă viața e iubire și a trăi e a iubi, noi suntem în toate astea punctul pe I. Dacă viața e iubire și a trăi e a iubi, noi suntem în toate astea punctul pe I. Suntem generația ce vine, a plecat urechea la pământ, că din șine bubuind în șine urcă trenul nostru neînfrânt. Nu vă faceți griji, va fi ce este și va fi mai mult decât atât. Încă de pe acum vă dăm de veste, fără voi părinți n-ar fi urât. Dacă viața e iubire și a trăi e a iubi, noi suntem toate astea punctul pe I. Dacă viața e iubire și a trăi e a iubi, noi suntem toate.
casa taică Noe. Noi suntem acei ce vin discret și gust în secret ce nu e voie. Interzic prostia prin decret. Ați dormit prea mult, e dimineață și e multă treabă de făcut. Floarea risipirii ei de viață. Hei, adolescenți, salut, salut! Dacă viața e iubire și a trăi e a iubi, noi suntem toate astea, punctul pe i. Dacă viața e iubire și a trăi e a iubi, noi suntem toate astea, punctul pe i. N-o să mă spun decât să aveți grijă de iubire și de sănătate, ca de fiecare dată să ne putem întâlni cu drag. Regina neagră pentru veșnicie.
Vezi că ți s-a culăcit cablul. Dragile noastre, așa cum și cântecul dinainte v-a fost dedicat, și acesta pe versurile poetului Adrian Păunescu mi-l dedicăm tot vouă, pentru că fără femeie nu ar fi viața umană pe pământ. Toți avem la un moment dat o mamă, o soție, o iubită. Noi avem foarte multă nevoie de voi și vă felicităm pe toate, și pe cele premiate și câștigătoare, și pe celelalte. Să te îmbuni că am făcut pentru noi un spital de nebuni. Acest fel de ia fibra, oricum să-l conserve un spital pentru corp cu salon pentru mereu. Nu e logic nimic în întregul demers, amintiri au murit și contururi s-au șters. Nu știam că am avut acest mare noroc să trăiesc lângă un om care lumii dă foc. Consolat te aștept, bine cas și pustiu, și mă tem să te-ntorci, cred că nu te mai știu. Poate că între timp chiar și tu te-ai schimbat, un păcat părăsindu-ți asumea păcat. Poate numele tău e precum ți-am spus eu și ești rodul iubit ca lui Dumnezeu. Să vrei să arăți cine-ai fost între atâtea femei. Eu atunci am să fiu cel din urmă adut, declarând că oricum heroina ești tu. Astfel adeveresc că și azi ne iubim, și murind am să fiu soțul tău.